Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o nouă zi de proteste în capitală. Oamenii sunt revoltați și spun că ordonanța de urgență le încalcă drepturile și libertățile. După protestul spontan de aseară, românii spun că vor continua să iasă în stradă. Colega mea, Cristina Anton, vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Cristina! Bun găsit, au fost anunțate mai multe proteste pentru astăzi, două dintre ele chiar aici, în Piața Victoriei, unde ne aflăm și noi. La ora 11 este programat un protest aici, în care oamenii pur și simplu vor să vină să spună nemulțumirile în fața guvernului, față de facturile uriașe la gaze, la energie electrică. De asemenea, începând cu ora 9, spuneau aseară că vor ieși și protestatarii care au fost aici în Piața Victoriei ieri, aseară, că se vor întoarce din nou pentru a protesta. Sunt nemulțumiți de acea ordonanță de urgență, despre care spun ei că le încalcă drepturile și libertățile și tocmai de aceea vor continua să iasă în stradă. Bineînțeles, nemulțumirile sunt foarte multe și diverse. În primul rând, oamenii sunt nemulțumiți de prezența certificatului verde, spun că ar trebui ca această măsură să fie scoasă urgent și, mai mult decât atât, spun că se simt cumva constrânși să se vaccineze și să își facă și cea de-a treia doză boost, pentru că, iată, vedem că sunt măsuri suplimentare deja în Europa pentru cei care nu au această a treia doză, doză booster. Am văzut că ieri s-au mobilizat rapid pe rețelele de socializare și aseară au fost destui oameni aici în Piața Victoriei strânși și au anunțat că vor veni și astăzi și zilele următoare. Urmează zile așadar de proteste în capitală pentru că oamenii au foarte multe nemulțumiri. Rămânem și noi aici în Piața Victoriei și vă ținem la curent. Copiii noștri, nu sunt ai noștri!